Suntem onorați să fiți astăzi alături de noi. Vom începe evenimentul nostru cu binecuvântarea rostită de domnul episcop, doctor episcop Virgil Bercea de la Oradea, de la Episcopia din Oradea. Urmând ca apoi să prezentăm acest centru și să mulțumim oaspeților noștri pentru prezența lor astăzi alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult și ne invit pe domnul episcop să sfințească această clădire. Binechează, Stăpâne! Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Prea Sfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă în putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ai lucru vrednic, ai intrat în casa lui Zaheu și Te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui însuși acum pe cei care vor să locuiască în casa aceasta și prin noi nevrednici rugăciuni și cereri aducție, păzește-i nevătămați de toată stricăciunea, binecuvintează și locuirea lor aici și viața lor fără de bântuială, păzește-o, că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește această casă prin stropire cu apă sfințită. Cuvintează și se sfințește această casă prin sfințire foarte sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te-nspre noi, Doamne, îndură-te-nspre noi, Stăpâne, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii Sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Lăudat să fie Iisus. Pe fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă, probabil ar trebui altcineva să vorbească înaintea mea. Fiind episcopul, așa se întâmplă. Dacă ne aducem aminte... I'm very glad to greet you here, although maybe there is somebody else who should speak before me. I'm very happy to be in this place with you. Trebuie să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului. Atunci când a fost întrebat referitor la orbul
născut din naștere orb. We have to think about the God's words when he was asked about the blind man who was born blind. A fost întrebat cine a păcătuit pentru că acesta s-a născut orb. He was asked who made the sin because this man was born blind. El, părinții lui sau bunicii, înaintașii lui? He, his parents or his ancestors? Iar răspunsul Mântuitorului este surprinzător. Nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, nici înaintașii lui. His answer was surprising. He didn't make the sin, nor his parents, nor his ancestors. Ci s-a născut orb pentru ca prin el să se arate minunile lui Dumnezeu. He was born blind to show the wonders of God. Ceea ce dumneavoastră ați realizat aici, la Zalău, prin acest centru, what you made here in Zalău, in this center, Norvegia cu România împreună, Norway and Romania together, este tocmai acest lucru, ca prin realizarea dumneavoastră și prin munca dumneavoastră cu acești copii care sunt născuți așa. Is right this thing that through your work to have the children that were born like this. Și fiecare dintre noi avem tendința să ne întrebăm de ce, Doamne, s-a născut așa. Each of us have the tendency to wonder and ask why he was born like this. De ce el este bolnav și eu sunt sănătos? Why is he ill and I am healthy? Eu răspund cu aceleași cuvinte ale Mântuitorului, ca prin ceea ce dumneavoastră ați făcut aici, să se arate minunile lui Dumnezeu. I'm going to answer using the same words. Through what you have done here to prove the God's wonders. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. De această dată a lucrat prin acești minunați oameni care astăzi sunt aici. Doamna ministru, domnul ministru. God works through people. And this time he works through these wonderful people that are here. Mrs. Minister of Norway, of Health from Norway and Mr. Minister of Health from Romania. Prin acești minunați oameni care sunt ambasadorul sau primarul sau prefectul județului. Through these wonderful people, the ambassador, and the president of the council. Fiți convinși, dragii mei, că prin dumneavoastră Dumnezeu își arată minunile. Be sure that through you God proves his wonders. Eu vă mulțumesc în numele acestor copii care vor veni să locuiască aici pentru ceea ce dumneavoastră ați făcut. I thank you very much on behalf of these children that are going to come and live here for everything that you did. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să puteți să faceți mereu lucruri de acest gen pentru ca Bunul Dumnezeu să-și arate minunile în lume, prin oameni, prin oameni ca dumneavoastră. God bless you and I wish you would do more wonders like this. In this way, God will prove his wonders on the earth through people like you. Vă mulțumesc, Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Thank you very much. God bless you. Mulțumesc încă o dată pentru cuvintele alese și pentru faptul că ați decis să fiți alături de noi astăzi, să ne onorați cu prezența dumneavoastră și să sfințiți această clădire pentru copiii care vor veni și pentru pacienții care vor veni să beneficieze de serviciile acestui centru. Thank you very much for being here, for being together with us at this ceremony. And to be here for the children who will have the services of this center. Este un moment deosebit. It is a special moment. M-am gândit de foarte multe ori la acest moment. I thought a lot of times about this moment. Și în consecință, pentru că am avut foarte multe lucru, and in consequence, as I had very much work to do, nu am pregătit niciun discurs. I didn't prepare any speech.
Dar după această muncă investită în acest centru, alături de echipa noastră și cu sprijinul partenerilor noștri și a finanțatorilor noștri, but after all the work we had at preparing this center, with the help of our team, our partners and our financiers, ar trebui să fiu pregătită. I should be prepared. Și am să încep, pentru că cuvintele domnului episcop m-au inspirat, am să încep cu o poezie pe care întâmplător nu știu decât în limba engleză. And because the bishop's words inspired me, I will start with a poem in English, and I know it all in English. It is a poem for children. The angel said to the Lord above, "This special child will need much love. Please, Lord, find a family who will do a special job for you." We did not realize right away the difficult role we were asked to play. But with this child, as a gift of God, comes stronger faith and richer love. Aceasta este esența proiectului nostru. Este un proiect care a început din suflet. This is the essence of our project. It is a project that started with our souls. Și deși nu m-am gândit, voi spune doar câteva cuvinte despre istoria acestui proiect. And even if I didn't think about this, I will say a few words about the story of this project. Am auzit o prezentare a centrului Frankfurt din Norvegia în 2004. In 2004, I heard a presentation about the Frankfurt Center from Norway. Părea un vis pentru noi părinții care avem copii cu probleme. It seemed like a dream for the parents, for us the parents who had children with disabilities. Am rămas cu acest vis în suflet. I remained with this dream in my heart. Și m-am gândit de multe ori la el, dar întotdeauna m-am gândit că nu se poate în România. And I thought about it many, many times, but I always thought that it is not possible in Romania. În momentul în care am văzut lansarea programului norvegian de cooperare pentru România și Bulgaria, when I saw the grant offer for from the Norwegian cooperation program for Romania and Bulgaria, mi-am amintit imediat de o mamă care avea un copil cu Prader Willi pe care am întâlnit-o în Noua Zeelandă, Ranfield. I remember Ranfield, a mother from Norway, a mother of a child with Prader Willi syndrome, who I met in New Zealand. Am căutat-o, am creat un parteneriat, am invitat Frambu în acest parteneriat, am scris proiectul, am cerut sprijinul autorităților locale, al Bisericii Sfânta Familie, al Societății Române de Genetică Medicală, al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. Am cerut parteneriat și sprijin multor oameni. I looked her up and I asked her partnership to prepare this project. And then we asked together for the partnership of the local authorities, of the Frankfurt Center, of the Medical University from Timișoara, the Catholic Church from Zalău, and all the other partners. Local authorities. And the local authorities, sorry. Și nu în ultimul rând, pentru că este un proiect medical care se adresează pacienților cu boli rare din România, am solicitat sprijinul Ministerului Sănătății. And not in the last line, we contacted the Ministry of Health because it is a project which helps patients from Romania. Și spre surpriza noastră am obținut sprijinul Ministerului Sănătății și doresc să-i mulțumesc domnului ministru care este alături de noi astăzi. And by surprise, we got the Ministry of Health support for this project. And now we thank to Mr. Minister Jackie Altele for this. Pentru că din ultimii 5 miniștri cu care am avut, la care am solicitat sprijin,
Dânsul este cel care a acordat acest sprijin în proiect. And because for the last five ministers, he is the one who actually gave us their support. Iar domnul Nicolaescu este cel cu care am început acest proiect. And Mr. Nicolaescu is the minister who we started the project with. Apreciez în mod deosebit sprijinul partenerilor noștri. We appreciate our partners' support in this project. Consider că sunt cei mai buni din lume. I think they are the best in the world. Furnizează cele mai bune servicii din lume și nu glumesc. They offer the best services in the world and I do not joke. Am convins de acest lucru, inclusiv Comisia Europeană. We convinced, including the European Commission about this thing. Și în viitoarea acțiune comună cu statele membre pe domeniul bolilor rare, and the next joint action with the member states in the field of rare diseases, parteneriatul nostru arată că este sustenabil și continuăm să lucrăm împreună. Shows that our partnership is sustainable because we are working together in the future too. Și am să termin discursul meu pe care nu mi l-am propus, nu, dar am foarte multe sentimente de exprimat. And I will finish my speech, which I didn't propose to be so long, but I have so many feelings to express. Spunând că nu suntem la sfârșit, saying that we are not at the end, nici măcar la începutul sfârșitului, not even at the start of the end, dar în mod cert suntem la sfârșitul începutului. But for sure we are at the end of the beginning. Am plantat o sămânță a speranței. We planted a seed of hope. Și sperăm că această sămânță va da roade. And we hope that this seed will grow. Și voi încheia spunând o altă poezie. And I will finish saying another poem. A parent job is never done. Sorry. It's full-time work, it's true. Este Norman Treagă. Norman Treagă este adevărat. No matter how much work we've done, indiferent cât lucrează, there's always more to do. Este totdeauna mai mult de făcut. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Ladies and gentlemen, dear friends. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni. I'm very happy to be here today on this very special day. Sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici în această zi foarte specială. I'm happy to be here both as a minister, but also as a parent, as a mother. Sunt aici atât ca ministru, cât și ca părinte, ca și mamă. What we see today is the result of strong belief and hard work. Ceea ce vedem aici astăzi este rezultatul încrederii, unei încrederi puternice și unei munci îndelungate. It all started as an idea. Totul a început ca o idee. The idea turned into a project. Ideea s-a transformat într-un proiect. Along the way, a close cooperation has been developed between the Prado Vili Association in Norway and Romania. S-a desfășurat o lungă cooperare între Asociația Prado Vili din România și din Norvegia. The Founder Center in Norway and the Romanian National Alliance for Rare Diseases. Centrul Prago din Norvegia și Alianța Prado Vili din România. Alianța de Vora din România. In Norway, about 110 persons have Prado Vili. În Norvegia, în jur de 110 persoane au Prado Vili, sindromul Prado Vili. And one of them is in fact my daughter. Și una din aceste persoane este fiica mea. Last week I had the pleasure of meeting the project leader from Hamburg. Săptămâna trecută am avut plăcerea de a întâlni liderul centrului Prambu. In an interview on the national radio, she told me how she met the project leader.
Într-un interviu mi-a spus cum a întâlnit-o pe Dorica Dan. In the congress in New Zealand, as you also la un congres din Noua Zeelandă, așa cum a spus. So that you had met Raune. It is quite amazing how things can happen when people meet, especially when people are so dedicated and full of engagement. Este extraordinar cum se cum cresc lucrurile, cum se dezvoltă lucrurile atunci când se întâlnesc oamenii. I think that when a few people with a strong and common commitment meet across borders, the grounds for greater cooperation also can be made. Cred că atunci când se întâlnesc oameni din țări diferite, se poate dezvolta o colaborare extraordinară. And that's why I'm very glad that we through the Norwegian cooperation program with Romania could contribute to the improvement of the work undertaken in the field of rare diseases in your country. Suntem foarte bucuroși că putem contribui la dezvoltarea și la munca legată de bolile rare din România. I'm also very pleased that this project will contribute to a strengthened cooperation between professionals in this very delicate field of expertise. Sunt convinsă că acest proiect va contribui la dezvoltarea relațiilor între specialiști din cele două țări în acest domeniu foarte delicat al bolilor rare. I know by own experience how important it is to have a network. Știu din propria experiență cât este de important să ai o rețea. Others to talk to and to share knowledge and experiences with both joys and sorrows. Ca să poți să găsești oameni cu care să vorbești despre problemele tale, despre realizările tale, despre dificultăți și bucurii. Between those living with a rare disorder and their families, I'm sure this center will be a substantial contribution to strengthen these important works. Pentru cei care au în familii persoane cu dizabilități și suferințe de boli rare, acest centru sunt convinsă că va constitui un pas, un mijloc de a rezolva o parte din problemele pe care le au. The Romanian Center will be an important meeting place and it contributes to more knowledge, more research and a better life for many people with rare diseases. Centrul este va contribui la o cunoaștere mai bună, la cercetare și la o viață mai bună pentru toți oamenii care sau pentru mulți dintre cei care suferă de boli rare. In fact, she could have my speech, but she won't get it. You can start here. This is cooperation. And it's what's important is that more knowledge will decrease the sentiment of feeling isolated, both for people living with a disease, their families, as well as for health and social personnel. Mai multă cunoaștere va scădea sentimentul de a fi, sentimentul de izolare, atât pentru cei care trăiesc cu această boală, cât și pentru familiile lor, precum și pentru personalul de medical și social. It requires a lot to establish a center like this. You have succeeded. Sunt foarte multe lucruri care duc la dezvoltarea unui centru ca și acesta. Ați reușit. As many of you know from this Center for Education and Information for People with Rare Diseases in Norway. După cum știți foarte mult dintre voi, dumneavoastră, Frambu este un centru de educare și de informare pentru oamenii, pentru cei care suferă de boli rare în Norvegia. The key word for the activities at Frambu is not the word treatment. Cuvântul cheie pentru activitățile din Frambu nu este cuvântul tratament. Rather, the so-called Frambu model is about improving a person's capability to live with a chronic disease. Mai degrabă, centrul Frambu este un model legat de îmbunătățirea capacității persoanei de a trăi cu o boală cronică.
Not all diseases are treatable. Nu toate bolile sunt tratabile. But through information about medical problems as well as psychological and social aspects, persons can learn to cope with their disease. Dar, fiind informat în legătură cu problemele medicale, precum și cu aspectele sociale și psihologice, o persoană poate să trăiască cu o boală rară. Thus the main objective of the Center for People with Rare Diseases in Norway is to contribute to a better life. Obiectivul major al centrelor pentru oameni cu pentru suferiți de boli rare din Norvegia este să contribuie la o viață mai bună. Through the opening of this pilot reference center, the Flambu approach may be tested in various ways and lead to development of different kind of services. Deschizând acest centru pilot, abordarea Flambu poate să fie încercată în multe moduri și poate să ducă la dezvoltarea diferitelor tipuri de servicii. I'm certain that many important lessons will be drawn from running this center, lessons which will be of interest both nationally and internationally. Sunt sigură că foarte multe lecții importante și concluzii se vor trage din conducerea și din funcționarea acestui centru, concluzii care vor fi de interes atât național cât și internațional. We look forward to follow the development of the new center. Abia aștept să văd cum va funcționa noul centru. Let me finish by saying congratulations to all of you. I didn't bring a gift from Norway, but I brought a check, and I think that could be useful for you, Dorita, to something you need that you don't have from the beginning. Dați-mi voie să vă felicit pentru pe toți și doresc să-i ofer Doricăi un cadou, un cec. I wish all Romanian friends the best of luck with the follow-up of the project. You make a difference. Doresc prietenilor români mult noroc în dezvoltarea proiectului dumneavoastră. Faceți diferența. Voi faceți diferența. Congratulations. Felicitări. Vă mulțumim foarte mult, domnul ministru. Vă mulțumim pentru împărtășirea experienței dumneavoastră cu noi. We thank you for sharing your experience with us. Și vă mulțumim pentru cadoul pe care l-ați oferit centrului pentru început. And for the gift for the center to start. În continuare, doresc să-l invit pe excelența sa, domnul ministru Otilo Ceche, să ne adreseze câteva cuvinte din perspectiva cooperării cu Ministerul Sănătății din România. Stimată doamnă ministru, domnule ambasador, doamnelor și domnilor, reprezentanți ai culturilor religioase, oficialități locale, doamnelor și domnilor. Am fost învățat din copilărie să apreciez munca în echipă. From my childhood, I was taught to appreciate teamwork. O echipă lucrează întotdeauna mult mai bine. A team is working always better. Și mult mai eficient decât o persoană individuală. And more efficient than an individual person. O echipă poate ajunge întotdeauna la rezultate mult mai bune. A team can achieve always better results. Și mai însemnate decât ar putea în mod individual fiecare persoană care face parte din această echipă. Better and bigger results than one individual from the team could achieve as in his own. Părinții copiilor bolnavi știu același lucru ca și mine. The parents of the sick children know the same things as I do.
A lupta de unul singur este mult mai greu. To fight alone is more difficult. A lupta în echipă este mult mai ușor. To fight in a team is easier. Probabil de aceea au luat ființă și aceste asociații care îi reprezintă. Probably this is why these associations, these patient associations representing them took life. Și am ajuns ca aceste asociații să coordoneze un asemenea centru pilot la cărui inaugurare suntem astăzi cu toții. And now we are at the moment where we inaugurate a center which is run by a patient organization. Unul din 10.000. One out of 10,000. Unul din 100.000. One out of 100,000. Acestea sunt cifrele despre incidența unei boli rare. These are the, some numbers from the incidence of rare diseases. Dar fiecare acel un pacient este un copil. But all of those patients is one person, one child. Este un frate. Is a brother. Este o soră a unuia dintre noi. Of one of us. O persoană care are nevoie de un tratament special. A person who needs a special treatment. Și de servicii speciale. And special services. Și acest tratament nu este unul deloc costisitor. And this treatment sometimes is not the not very expensive. Este de fapt unul foarte costisitor. In fact, it is one very very expensive. Costul mediu al unui bolnav cu boală rară în 2011 în România este de 45.000 de lei, peste 10.000 de euro. The average cost for one patient with rare disease in 2011 is more than 45,000 lei, more than 10,000 euros. Pentru toți pacienții incluși în subprogramul național de boli rare, bugetul Ministerului Sănătății și al Sănătății este astăzi 221 de milioane de lei. For all the patients included in the rare disease program, we have a total budget of 221,402 lei. Peste 52 de milioane de euro. Which is more than 52 million euros. Un buget care permite astăzi României servicii și tratament pentru 4876 de pacienți cu boală rară. A budget that helps that lets us to treat 4876 patients with rare diseases. Și pot să vă anunț de aici în premieră că nu ne oprim aici. And I can announce you as a premier now and here that we will not stop here. În luna iulie vom introduce noi boli rare în subprogramul național de tratament. In July this year, we will introduce new diseases in the national program for rare diseases. Cu un buget aproximativ de 8 milioane de lei. With an approximately budget of 8 million lei. Pentru un număr de 4 boli, pentru un număr de 44 de bolnavi. Four diseases, 44 patients. Vreau să vă spun foarte direct și sincer că până în 2007 România nu dispunea de un subprogram național pe acest tip de boală. Until 2007, Romania did not have a program for rare diseases. În 2007, numărul de pacienți cărora li s-a acordat tratament și servicii era de 3165. In 2007, 3165 persons, patients were included in this treatment program. Am ajuns în 2010 la 4418. In 2010, we had 4418. Iar anul acesta, după cum vă spuneam, 4876.
and in this year 4,876 patients. Bugetul alocat acestui subprogram a pornit de la 70 de milioane de lei. We started with a budget of 70,000 lei. Și am ajuns în 2011 la 221 de milioane. And now in 2011 we are at 221 million lei. Practic în 4 ani de zile este o creștere de 3 ori cu 300% a bugetului alocat bolilor rare. So in 4 years we had an increase of 300% as in the budget. Pe de altă parte trebuie să fim conștienți că nici cu această sumă nu reușim încă astăzi să tratăm toate bolile pe acest segment. But we have to know that even with this budget we are not able to treat all the needs of the patients. Este totuși un domeniu în care implicarea financiară este exponențială, în care rezultatele pe partea financiară, din punctul meu de vedere, sunt extraordinare în ultimii ani. So it is a field where the increasing in financing is quite exponential in these last years. Am declarat de mai multe ori în această calitate, un refuz să nu spunem lucrurilor pe nume. I declared as many times as a minister that I refuse not to say things as they are. Și trebuie să recunosc și în fața dumneavoastră că posibilitățile financiare ale sistemului sanitar românesc sunt limitate. So I have to admit even here that the possibilities of the Ministry of Health budget is limited. Această limitare nu s-a regăsit însă în ultimii ani în ceea ce privește serviciile și tratamentul aplicat bolilor rare. But this limitation could not be seen in the field of rare diseases. Avem însă nevoie de un sprijin care poate veni și din străinătate, mă cer. But we have a support which can be brought from abroad as in ultimii 4 ani Ministerul Sănătății a derulat 3 proiecte cu finanțare norvegiană și română, cu o finanțare totală de 7 milioane de euro. In the last 3 years we had Ministry of Health from Romania had 3 projects financed through the Romanian Norwegian Cooperation Program in a total budget of 7 million euros. S-au realizat investiții care vizează domeniul bolilor rare, bolilor mentale, educația copiilor și a tinerilor privind nutriția sănătoasă și activitatea fizică. We had projects on rare diseases, on education of children and on nutrition. Speranța noastră este că aceste proiecte vor ajuta la o creștere a nivelului calitativ și calitatea vieții pacienților cărora le-am oferit aceste posibilități. We hope that with these projects we raise the quality of life of the patients who were the target group of these projects. Doamnelor și domnilor, stimați aspeți, tot în copilărie am fost învățat să spun mulțumesc. Dear all, in my childhood I was taught to say thank you. Sunt bucuros că am avut ocazia în această funcție. I am happy that I had the possibility să ofer un sprijin într-un domeniu care avea nevoie de sprijin. For the possibility to offer support in a field that needed support. Dar în principal trebuie să mulțumesc partenerului norvegian.
But in the first place, I had to thank for our Norwegian partner. Pentru sprijinul pe care l-a oferit în implementarea acestui proiect. For the support offered in the implementation of this project. Și trebuie să mulțumim noi cu toții. And we all have to thank. Și asociației Prada Vili din România. To Prada Vili Association from Romania. Pentru că fără ei, fără inițiatorii acestui proiect, astăzi nu am putea fi aici împreună. Because without them, without their initiative, we couldn't be here together today. Mulțumesc tuturor celor care au fost de acord în această perioadă să fie în echipă cu noi. Thank you for all who offered them their support and their partnership in this project. Și dacă la întâlnirea cu doamna ministru de la primărie am încercat să-i spun în norvegiană bine ați venit, doamna ministru. And if I tried to say in Norwegian to Mrs. Minister when we met at the City Hall, Welcome. Permiteți-mi să-i spun la finalul acestui discurs. Let me say at the end of this speech. Sau să încerc să spun în norvegiană. At least let me try to say in Norwegian. Mii de mulțumiri și vă reașteptăm în România. Many thanks and we are waiting you back to Romania. Tusen takk, velkommen tilbake. Domnule ambasador, Mr. Ambassador, stimați invitați, dear guests, suntem astăzi în fața unui eveniment unic în Sălaj. We are now today at a unique event in Sălaj. Și chiar la nivel național. And even at national level. Un eveniment care pune județul Sălaj și Zalăul pe harta europeană și mondială. An event that puts Zalău and Sălaj on the national and even international map. A luptei împotriva efectelor bolilor rare. A map of fighting against rare diseases, of the effects of rare diseases. Încă de la început aș dori să subliniez. From the beginning, I would like to highlight că ceea ce se întâmplă astăzi la Zalău se datorează într-o proporție covârșitoare. That what is happening today in Zalău is because unui om cu un suflet deosebit, because of a man with a special heart, special soul, doamna Dorica Dan. Mrs. Dorica Dan. Așa cum am spus și cu alte ocazii, as I said at other occasion as well, cred că cel mai mare merit al ei este faptul că a știut să transforme o greutate. I think that her best thing is that she managed to transform a hardness care a dobărât multe alte mame într-o oportunitate. Which is a burden for many mothers, an opportunity. Oportunitatea ca foarte multe persoane din România, an opportunity that many people from Romania, care până mai ieri nu știau nimic despre bolile rare, who until yesterday didn't know anything about rare diseases, chiar dacă supereau din cauza lor, even if they were affected by rare diseases, să încerce astăzi o alinare a necazurilor într-un centru pilot construit la Zalău. To try to make their lives easier in a new center built in Zalău. Poate că întreaga societate românească ar trebui să ia exemplu de la doamna Dorica Dan. Maybe the whole Romanian society should take an example from Mrs. Dorica Dan. Exemplu că dacă îți dorești cu adevărat ceva, the example that if you really want something, nu există piedici și nu există nu se poate. There are no obstacles and there is no it cannot be done. Desigur, proiectul ambițios al Asociației Prader Vili. Of course, this ambitious project of the Prader Vili Association. Nu putea căpătea viață fără sprijinul unor parteneri. Could not be realized, could not be made before, without the support of the partners.
cărora țin în mod special să le mulțumesc. To whom I would like to thank you. În numele autorității pe care o reprezint, dar și al meu personal. I would like to thank as in the name of the institution I represent, but in my own name as well. Este vorba în primul rând de statul norvegian. In the first line it is the Norwegian state. Centrul Frambu din Norvegia. The Frambu Center from Norwegia. Ministerul Sănătății. Ministry of Health. Din România și din Norvegia. From Romania and Norway. Consiliul Județean Sălaj. Sălaj County Council. Primăria Municipiului Zalău. City Hall of Zalău. Fundația Acasă. Acasă Foundation. Biserica Sfânta Familie din Zalău. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara. Medical University Victor Babeș Timișoara. Societatea Română de Genetică Medicală. Romanian Medical Genetic Society. Și Alianța Națională pentru Borare din România. And Romanian National Alliance of Rare Diseases. Sunt convins că centrul e pilot de referință pentru borare. I am sure that Pilot Reference Center for Rare Diseases nu va rămâne o inițiativă singulară în lupta dificilă cu bolile rare. Will not be the only example and the only place to fight against rare diseases. Cel mai bun exemplu în acest sens fiind chiar conferința care va avea loc miercuri și joi la Zalău. The best example is the upcoming conference which will be held in Zalău. Având ca temă abordarea europeană a bolilor rare. Which has the title European Approach of Rare Diseases. Urez încă de pe acum succes lucrărilor conferinței. I wish you good work at the conference. Și felicit încă o dată întreaga echipă care a depus eforturi. And I say congratulations to the whole team who put efforts pentru a materializa acest proiect. To make this project. În frunte, încă o dată, cu catalizatorul fără de care nu ne-am afla astăzi aici. With the leading of the most important person. Doamna Dorica Dan. Felicitări! Mult succes!